Ha, ce zi minunată, frate! Băi, de când nu am mai fost pe acasă? Efectiv, n-am mai fost de atâta timp acasă încât efectiv am și uitat că există Andrei 2010. Adică eu chiar am un prieten pe nume Andrei 2010, am și uitat de el, frate. Ia să vedem ce mai face. Ce mai face, mă, prietenul meu Andrei? Bă! Am auzit eu bine sau ai zis că ai uitat de mine? Nu, glumeam, n-am uitat. Bă, băiatul, ce facem ăsta aici, Doamne ferește? Bă, Andrei, poți să te întreb și eu de ce ai 14.000 de canapele în sufrageria asta? Adică nu mai pot să merg de ele. Doamne, omul a nebunit cu canapelele. Păi, ia că chiar vreau să aud explicație. N-ai auzit că dacă ai mai multe canapele te simți mai bine și stai mai confortabil? Ce mă? Asta e cea mai mare prostie pe care am auzit-o astăzi. Bă, sincer, la mine merge, așa că lasă-mă. Adică tu vrei să spui mie că tu de acum vrei să ai 14.000 de canapele în sufragerie și să stai doar pe una? Da, exact. Păi, Andrei, da, noi nu suntem fabrică de canapele aici, nu știu cum să te anunț și nu, mie nu-mi convine treaba asta. E și casa mea, așa că te rog să scoți aceste... Ce bă? Bă, nu că ce bă? În momentul de față scoți canapelele astea de aici. Dar ce ți-au făcut canapelele? Cu ce te-au supărat? Bă, m-au supărat! De ce? Băi, fraților, deci Andrei devine din ce în ce mai nebun pe zi ce trece. Cum, frate, să cumpere 10 canapele pe motiv că mă simt mai bine? Mamă, frate. Ok, știi ceva? Am un plan. Știu cum să scap de aceste canapele. Dar momentan trebuie să-l aștept să plece de acolo, așa că o să-l vânez exact de aici. Sper că nu mă vede. Hai că nu mă vede, uitați-vă. Se uită în ochii mei. O ascultătoare mai bună nu găsești și tu? Hai mă, frate, cum s-a prins? Nicio problemă, am o ascunzătoare și mai bună de atât. Mamă, fiți atenți la ascunzătoarea asta, nu o să mă vadă și nici nu o să mă găsească vreodată, adică pe bune, fiți atenți. Te văd, las o baltă, bă, frate, cum mă vede? Bă, Andrei, dă-o încolo de treabă, bă, las-o, bă, dar cum ai văzut, bă, frate, acolo? Bine, era destul de evident, dar, bă, ce mai vrei, mă? Nu înțeleg, nici chiar nu înțeleg. Trebuie să te învăț eu, maestrul ascunzătorilor, cum să te ascunzi. Maestru ce, mă? Maestru, de ce râzi? Bă, ce maestru ești tu, mă? Bă, eu sunt campion în oraș pe ascunzători. Bă, lasă-mă, vrăjeala, Andrei, că nu te crede nimeni. Unde te ascunzi tu? Ia, fii atent. Hai să văd cât de bun ești tu pe ascunzători. Deci, fii atent, îți dau o șansă. Deci, mă uit la peretele ăsta și ai 5 secunde să te ascunzi. Ești gata? Întreabă-l pe Dorel, într-o zi m-am ascuns într-un cauciuc din cartul lui. Stai o secundă. Ce, bă? Cum ai reușit să faci una ca asta? Păi am reușit și Dorel s-a speriat când m-a găsit acolo. Și Dorel până în ziua de astăzi crede că eu încă sunt în cauciucul ăla. Bă, Dorel, ce faci, mă, la cauciucul ăsta? Hai, bă, Andrei, ieși, mă, de acolo! Haide, gata cu joaca! Bă, Dorel, dar nu se ascunde în cauciuc. Andrei e aici, adică nu e nicăieri. Salut! Uite, e chiar aici, în fața ta, nu-l vezi? Hai, bă, lasă-mă și tu cu joculețele astea! Andrei, ieși, mă, de acolo! A nemunit. Da, mă rog, cum spuneam. Bă, Andrei, fii atent. Deci eu o să număr 5 secunde la peretele ăsta și în 5 secunde tu trebuie să te ascunzi să nu te găsești niciodată. Să te văd. Dacă chiar ești tu regele ascunzătorilor, bine? Ok, perfect. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Cine nu-i gata e acolo? Pata? Bă, băiatule, unde s-a ascuns ăsta? Alo, Andrei? Bă, unde-i mă ăsta? Bă, frate, what? Eu i-am zis să se ascundă prin casă, adică e undeva pe aici, cred că e în dulapul ăsta sau ceva, este așa. Bă, frate, nu e în astea. E în aragazul ăsta? Nu? Ok, asta e destul de interesant. Bă, frate, chiar nu-mi dau seama unde poate să fie. Voi îl vedeți? Scrieți-mi în comentarii. Că gen undeva pe aici trebuia să se ascundă gen. Da, chiar nu-mi dau seama. What? Bă, băiatule, ce m-a speriat! Ți-am zis! What? Ți-am zis că nu mă găsești? Bă, frate, dar cum te-ai ascuns în canapelele astea? Ok, bine, recunosc că ești destul de bun, dar nu suficient de bun. Și știi ceva? Eu zic că nu mai are... Ce, bă? Bă, nu, stai o secundă. Cred că nu mai are niciun sens să ne duelăm în cine e mai bun ascunzător și așa mai departe, să ne ascundem prin casă. Eu zic să trecem la chestii mai mărețe și anume, hide
and seek. Adică de a vă ascunțelea. Haide! Mamă, 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 și n-are nici cea mai mică idee că urmează să-l trolez și să folosesc... ce? Să ce? Nu, nimic, nimic, nimic. Două secunde mă duc până la baie, revin imediat. Ok, bun, fraților, perfect. Planul meu merge extraordinar de bine. În momentul de față l-am provocat la hide and seek. Deci urmează să jucăm hide and seek. Iar în momentul de față... Hai, bă, o dată! Stai, bă, că... mai am... Doamne, bă, dar stresant mai ăsta. Așa cum ziceam, în momentul de față o să activez hack-ul să vedem ce vede Andrei 2010, adică practic să-i văd ecranul și practic o să fie prea ușor la hide and seek. O să văd exact ce vede el, deci practic dacă se ascunde undeva o să văd instant unde se ascunde. Bun, numai că trebuie să activez cumva hack-ul și aveam un buton pe aici care îl declanșa și nu-l mai găsesc. Oh, nu. Da, îmi amintesc. Butonul e chiar butonul ăsta de la WC-ul. Ok. Nu întrebați, așa l-am configurat eu acum câțiva ani. Bun, păi în cazul ăsta hai să vedem. 3 2, 1, BAM! Oh my god, a mers! Oameni buni, în momentul de față vedeți acolo în colțul stânga sus ecranul lui Andrei. Tăte încolo, nu se poate așa ceva. Ok, hai să ieșim la el în momentul de față. Oh, salut Andrei, ce faci mă băiatule, ce faci? Mă cum arăt la el. Te așteptam pe tine, mâncam pizza. Tu ce faci, ești gata? Bă, da, eu sunt cam gata, gen... Adică chiar sunt destul de pregătit, nu am să te mint, dar da. Păi hai, bun, hai să mergem, da, hai să mergem. Doamne, frate, uitați-vă cât e ciudat arăt, adică, doamne, e prea ciudată chestia asta. Aoleo. Bă, Andrei, da, fii atent, știi de ce nu putem merge noi în momentul de față la hide and seek și nu putem începe nimic niciodată? Știu! Ok, zi de ce. Pentru că... Lumea n-a dat like încă și hai mă să fim serioși, deja e cred minutul 4 sau 5 din video. Da, asta e o problemă destul de gravă. Exact, efectiv nimeni n-a dat like la clipul ăsta și asta chiar e o problemă, așa că da, Andrei, nu știu ce să zic, e destul de grav. Mamă frate, cum sunt acolo. Eu nu mă mai duc, gata, da, toată lumea like, Andrei, hai să mergem. Let's go. Wow, ok, Andrei, în momentul de față suntem la hide and seek și avem hack-ul pregătit. Ce? Am zis că avem like-ul pregătit, e pregătit like-ul, gen... yay, da, hai că ei dacă e... Da, mă rog, cum ziceam, Andrei, în momentul de față trebuie să apăsăm acest buton și practic o să aflăm dacă eu mă ascund sau dacă tu te ascunzi. Bă, nu știu, sincer, mie nu-mi pasă dacă mă ascund sau nu primul. Important e că chit că mă ascund, o să te bat. Eu mă ascund primul, păi hai să vedem care e norocul tău. Hai să apăsăm butonul în 3, 2, 1 și start! Oh my god, eu caut! Yay! Ba! Oh my god, eu trebuie să-l caut! Deci în momentul de față, oameni buni, Andrei se ascunde. Bă, Andrei, bă, unde te ascunzi, mă? Mamă, și are 30 de secunde să se ascunde. Caut? Ce cauți? Loc? Mamă. Oare ce face Andrei acum? Să vedem. Mamă, bă, ești de bun, s-a ascuns. Dă-te încolo că s-a ascuns în hambar. Mamă, uite-l acolo, ești de bun, uitați-vă. Bă, Andrei, până una alta, am început căutările oficial. Din momentul de față, eu te caut. Bine! Nici nu are idei ce l-așteaptă. Bă, Andrei, zi-mă și mie așa, dacă te rog frumos, îmi zici mie unde te-ai ascuns, gen dacă te rog, uite așa frumos, gen dacă te rog eu așa frumos, cum te rog eu de obicei, îmi zici, indiciu, sunt afară, bă, pe bune, ia mă că e afară, Andrei. Minte, nu-i afară. Bă, Andrei, da mă, bine, deci tu ești afară, zici, a? Mamă, ce șobolan. Deci uitați-vă și voi, fraților, nu e afară, adică e clar că nu e afară. Da, bine, Andrei, cum zici tu, ok, nicio problemă. Ok. Ba, Andrei, dar fii atent, dacă te găsesc în 10 secunde sau ceva, ce primesc? O pizza? Aha, ok, bun. Bă, uite-te și tu, mă, frate, omul meu e în interior, mă, frate, mă. Doamne, uitați-vă și voi, e un dovleac? Doamne. Bă, Andrei, fii atent, mă, crezi că eu pot să știu ce ești? Deci eu pot să ghicesc ce? Deci fii atent, dacă ghicesc în ce bloc ești ascuns, ce primesc? O ciocolată? Ok, fii atent. Tu ești ascuns, deci tu ești acum un bloc de... Bă, nu, știi ceva? Ce mă? Dacă tu ghicești din prima ce sunt, o să primești 2 ciocolăți și 100 de lei. Bă, Andrei, tu ești sigur? Da? Bine mă, păi în cazul ăsta ești un bloc de dovleac. Ba nu? Ce? Cum adică ba nu? Sunt un bloc de gres?
Bă, a schimbat blocul. Mamă, bă, dar ce prost sunt. Băiatule, și-a schimbat blocul și nu am văzut. Da, mă, Andrei, bine, ai câștigat, ok, cum zici tu. Bine, hai că... Nu, că m-am enervat că nu se mai poate și ceva. Da, bine, hai, cum zici tu. Hai că, dacă zici tu că ești un bloc de gres, atunci... Oh! Oh! Ia-o pe asta! Bine, mă! Bă, cum ai găsit așa repede? Băi, mă, că tu te-a găsit repede, am stat 100 și ceva de secunde să te găsesc. M-am enervat acum, îmi pare rău, n-am putut să mă mai abțin. Nu-i corect? Ok, bun, momentan nu bănuiește nimic, deci suntem pe drumul cel bun. Ba, Andrei, trebuie să recunoști că se mai întâmplă să ai și noroc, adică am avut noroc, nu? Adică, na, se mai întâmplă la urma urmei. Bine fie, hai iar. Ok, hai să vedem. Bun, să curesc că nu o să se prindă, frate, că efectiv sunt... Văd tot. Bun, hai să vedem. 3, 2, 1, start. Oh, ia mă ascund. Bine, mă, bine rău de tot. Oh my god, Andrei, ce părere de faptul că eu mă ascund. Wow! M-am ofițiat, zis că mă ascund, deci super. Deci super, a zis, o să te găsesc. Deci uite-ți, Andrei, mă uiți de față, nu vede nimic. Pentru că practic el e închis aia de practic acum e timpul meu să mă ascund. Și în timpul ăsta el nu vede nimic. Și hai să vedem unde ne ascundem și noi, ca să fie treaba, știi ce zic, adică să fie totul bine. Ți-ați zis că dacă mă ascund aici, bă, băi, mamă. Deci dacă eu mă fac în momentul de față crafting și stau aici, el în viața vieților lui nu mă găsește. Ia să ne ce face ea. Hai că, uite, pleacă. A plecat. Baftă, baftă. Deci n-am ce să zic, pot să-i urez decât baftă. Omul meu caută, n-are nicio treabă. Deci omul meu chiar, deci omul chiar are impresia că știe ceva. Te găsesc, lasă-mă. Bă, de unde m-a auzit? Da, deci uitați-vă și voi, deci omul n-are nicio treabă, omul caută, se duce tare. E departe, mă, omul meu, n-are nicio șansă. Bă, Andrei, vrei să știi ceva? Ești slab. N-ai nicio șansă. Deci eu doar mă uit la el. Tu e slab? Ah, ok, bine, mersi. Deci omul e în interior, nu știu unde e. Aolo, bă, e chiar departe, dar sunt curios unde e totuși, asta e întrebarea mea. Ia, pot să-l văd pe aici, oare? Deci e undeva la un crafting? Oh-oh, mamă, oh! Uite la acolo, îl vedeți? Mamă! Stai că nu e bine, stai că mă ascund aici, că nu mă vede. Stai așa că mă ascund aici, sub apică. Mamă. Te-am văzut? Ce, bă, cum ai văzut? Bă, pe unde? Ai, e în apă? What? No, dă-te. Bă, frate, ce se întâmplă? Haide, bă! Nu. Haide, repede, trebuie să scap de el. Șșș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 
eu refuz să cred că am scăpat de el. Nu, deci dă-te încolo, deci n-are cum, deci n-are cum. M-a pierdut, bă, săracu! Dă-te încolo că mi-a... Nu, deci... Ok, am plecat, am plecat de aici oficial, am plecat, nu știu ce face Andrei, nu știu unde e. Aolo, stai că e pe aici, e pe aici, l-am văzut, stai. Ok, bun, hai că e ok momentan. Hai că nu cred că o să ne întâlnim sau ceva. Băi, frate, dă-te încolo ce am făcut-o. Ok, hai că pe aici am mai fost, deci clar nu o să mai vină pe aici. Uite, mă bag aici, bam, mă bag un bloc de repede, repede, repede. Așa, lemn. Bă, ce-a fost aia? What? Nu, 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 nu. Bă, frate, spatele meu, voi vedeți? Ai de capul meu, nu, 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 am încurcat-o. Doamne, deci dacă eu câștig asta, sunt cel mai bun jucător din România. Doamne, deci dacă eu scap din situația asta, eu sunt regele sau ceva. Ok, uite-l în spate. Bun, 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 bun. Hai, hai că e bine, e bine, e bine, e bine. Mă, mă, eu tot acolo. Bun, fii atent că acum o să mă pierd, am cea mai tare schemă. Bă, bă, las-o, mă. Bă, cum o să fie atât de slab? Unde ești, bă? Las-o, bă, las-o încolo, las-o. Las-o că nu te cred. Deci, mamă, ia, stai că iar trece pe aici. Hai, pleacă, 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 pleacă. A plecat, a plecat, a plecat. În momentul de față am plecat și eu. Regele, v-am salutat. Prea bun ca să fiu adevărat. Deci nu ai cum, Andrei, ce părere de... Aolo, stai că e aici. Stai că e aici, stai că e aici, stai că e aici. Aolo, nu din nou! Mama, am văzut, deci am văzut că era acolo, frate, știam eu că e acolo. Dar stai așa că îl pierd din nou, nu, nu vă panicați. Andrei, zici și mie dacă tu chiar crezi că o să mă prinzi, gen, în viața asta. Zici și mie o părere, da? Eu nu prea cred, sincer, dar mă rog, hai să zicem că poate ai vreo șansă. Mama, aici fii atent, mă fac able. Haide, haide, mai repede, mai repede, mai repede. Hai că până m-am făcut. Bun, hai că până m-am făcut, oricum a trecut și... Omul nu m-a observat, adică mi se pare incredibil sau ceva. Andrei, mai 74 de secunde în secunda asta. Mama, am transpirat. Unde ești, bă? Pe unde caută, mă? Doamne, omul meu caută prin ambar, prin... Doamne, lor. Amă, lor.
Andrei, de ce te uiți la nume, la un bloc anume, adică... Nu! Mamă, frate, mai sunt 40 de secunde, dacă poți să rezist astea 40 de secunde, sunt cel mai bună. Andrei, poți să renunți. Chiar te rog, adică chiar nu? Aha, deci omul meu nu vrea să renunțe. Ok, las că vedem noi. Haide, ok, bun. Mamă, perfect. Nu se putea mai bine de atât. Bă, frate, bă, omul e nebun. Bă, lasă-mă. Ok, încă 10 secunde. Unde ești? Ok, 10 secunde, trebuie să fug în momentul de față, oameni buni. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bine, bă! Woo! Aia zic, mă, bine. Bă, nu-i corect? Ai tot fugit, nu-i corect? Stai o secundă, dacă... Gen, eu fug, practic. Dar și tu poți să fugi. Care-i problema? Bă, băiatule, ce vrei, mă? Bine. Ia-o pe asta, Andrei. Mamă, mă duc să iau o felie de pizza să celebrez. Aoleo, bă, frate, ce bine am mâncat. Bă, ce s-a întâmplat, mă? De ce arăți așa? Așa cum? Cum arăt? Bă, adică ai mâncat prea multă pizza. Ți-am zis eu că trebuia să o împari și cu mine. Uită-te cum arăți. Ce tu zice, mă, ăsta? Ia cum arăt, ia să văd la... Andrei? Cred că chiar am mâncat prea multă pizza. Ok, Andrei, hai să-i dăm următorul meci de haide, zic, până una alta. Să vedem ce se întâmplă. 3, 2, 1 și... Oh my god, eu caut! Bine, uitați-l acolo pe Andrei, săracul, cum s-a dus el să se ascundă. Aoleu, bă, ce milă mie de el. Bă, ce face omul meu acolo? Bun, până una alta, eu mai am 30 de secunde. Andrei, în 30 de secunde încep căutările. Bine, ok, perfect. Ia uite-l acolo. Bine, mă, se ascunde el, mă. Face tactici. El, ce, bă. N-are nici cea mai mică idee ce o să se întâmple. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Fii atent că direct pe el mă duc. 1 și să înceapă șmecheria. Bun, ia să vedem, mă, unde o fi Mandri 2010? Chiar sunt eu foarte curios, mă, unde e? Să zice că trebuie să-mi dau seama unde e zona aia, unde e el în momentul de față. Deci dați-mi 2 secunde să-mi dau seama. Andrei, unde ești? Lasă-mă că nu mă găsești. Bă, deci, fii atent, tu vrei să-mi spui mie că te-ai ascuns atât de bine că nu o să te mai găsești niciodată? Da? Wow, păi în cazul ăsta chiar nu cred că o să te găsesc. Uite-mă, mă văd acolo la el. Uite, vedeți chestia asta? Ok, bun, hai să vedem. Mă, unde o fi, mă, băiatul ăsta? Bă, chiar nu știu, mă, frate, unde o fi, bă. Bă, unde o fi, mă, băiatul ăsta? Bă, chiar nu înțeleg. Păi ce-am făcut, mă, băiatule? Oh my god! Mă, ce o să se enerveze în momentul ăsta? Bă, nu fugi, mă! Oh, nu, cred că-l pierd, frate! Fiți atenți că mă joc așa puțin cu mintea lui. Mamă, l-am pierdut, bă! Unde o fi, mă, că l-am pierdut? Paolo, unde o fi, bă? Mama, acum 100% n-o să mai găsesc niciodată. Aoleo, băi, frate, băi. Ha, m-ai pierdut? Bă, ce rău îmi pare, bă, frate. Fir ar să fie. Deci chiar nu-mi dau seama cum am putut să-l pierd. Uite-l acolo, morderă. Stai, că nu mai are viteză de data asta. Ia, fiți atenți. Bom, treci în coa. Ok. Bine, bă. Yes. Oh my god. Bă, tu ai hack-uri? Ce? Ce hack-uri, mă? Bă, ce, mă, ai nebunit, bă? Ce, mă, Andrei, nu ți-e bine, ce-i? Cum ai găsit așa de 2 ori la rând? Ai venit fix pe mine? Mamă, începe să se prindă. Nu știu, mă, frate, bă, nu știu. Mă, tu ai hack-uri? Eu? Bă, n-am niciun hack, bă, ce ai? Da? N-am, mă, frate! Bă, chiar nu am, adică nu înțeleg despre ce vorbești, sincer. Bă, Andrei, hai să admite că-s mai bun și... Uite, hai să mai dăm una să vezi că... Ce, mă? Ce? Nu ești mai bun, doar ai hack-uri. Mamă, începe să se prindă. Bun, hai ca să-ți demonstrez că nu am hack-uri, hai să mai dăm unul și să te caut. Oh, ok, hai să căutăm din nou.
Ia să vedem de ce se duce. În momentul de față, oameni buni, Andrei se ascunde. Bă, dar deja a început să bănuiască, ceea ce nu e neapărat bine. Dar în orice caz, uitați-vă acolo, el se ascunde, nu știu ce face, se duce, habar n-am. Și noi avem 20 de secunde, mă rog, Andrei are 20 de secunde să se ascundă. Nu înțeleg. Bă, frate, omul s-a ascuns exact la fel, tot dovleac, doamne. Fracu, frate. Andrei, ești gata? Nu? Cum bă, nu? Nu te-ai ascuns? Mamă, chiar s-a răzgândit. Ok, nu mă interesează dacă e gata, dacă nu e gata, eu o să-l iau cu lopata. Haide bă, Andrei, unde ești? Ia mă să vedem. Nu simt, am dispărut. Mamă, bă, Andrei, ce greu ar fi să te găsesc în momentul ăsta. Chiar ar fi atât de greu, frate. Fii atent, poți să ghicesc ce bloc ești, vrei? Vrei să ghicesc acum? Ia, fii atent, în momentul de față ești... fân. Minți? Cum bă mint? Ești fân. Ești o bucată de hay bale. Cum adică nu? Bă, Andrei, ești fân. De ce minți? Deci Andrei minte în momentul de față, că eu știu că el e fân. Tu minți? Mm-hmm. Dar și nici nu pot să-i zic că bă, stai așa, că să vezi că eu-ți văd ecranul și știu că ești fân, că nu știu ce. Aolo. Bă, dar mă mir cum de nu s-a prins până acum. Bă, frate, deci nu s-a prins gen... bănuiește, dar bă, dați seama că e greu cu Andrei. Bă, Andrei, zici și mie unde ești, că m-am plictisit. Gen, pe bune, hai, că n-are sens să mai continuăm. Pe altă hartă, bă, las-o! Ei, bun atunci dacă e pe altă hartă, n-am ce să-i reproșez, trebuie să recunosc. La 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 la. Ce bă? Mă, ți-am zis. Mamă, iar am exagerat. Tu folosești hack-uri? Bă, ce? Bă, what? Ce? Bă, tu mă vezi așa din prima. Bă, Andrei, bă, n-am niciun hack, mă, frate, pe bune. Adică, nu înțeleg despre ce vorbești. Adică, chiar nu înțeleg despre ce spui. Bă, nu mint, mă, bă, nu mint. Nu, n-am. Minți și știu că minți. Bă, lasă-o, dar de unde știi tu că mint? Pentru că ai uitat să te dai pe mut tot episodul și te-am auzit. Ce mă?